Seara bună, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din Degustăm cu Denis. Am terminat munca, este ora cinei și am în vedere că este ora cinei. Mi-e poftă de mâncare. E momentul potrivit să mergem la Whisper, să degustăm, să trecem la treabă. Mamă, de când am intrat în locație, deci totul arată spectaculos, mai ales tavanul, pentru că vin niște plante din acelea false și cu niște luminițe arată extraordinar localul. Să inspectăm și meniul, să vedem ce ne alegem. În această seară am terminat munca. Mi-este puțin foame. Din câte pot observa din meniu, foarte multe preparate sunt bazate pe Josper. Josperul este un grătar închis, dar de data asta o să-mi aleg un somon în crustă de verdețuri cu arahide și sos teriyaki. Ceva ușor asiatic. Poate am norocul să fie și somonul ăsta făcut pe Josper puțin. Și ca garnitură o să-mi aleg un orez cu un, pentru că merge foarte bine. În combinația asta ar merge și niște sparanghele la Josper, dar merg pe orez. Iar ca băutură, ia să vedem, mamă, cât vin au băieții ăștia aici. Au băieții ăștia vinuri din toate țările, dar o să ne oprim la un caloian alb sec. Merge foarte bine la pește și eu zic că e de ajuns, având în vedere că este 8:25 seara. E de ajuns, nu bage, e de ajuns. Perfect. Să așteptăm. Păcă că nu-i un vin de la Segarcea, că e și-a urât în seara asta. Pare cea mai faină că este sec. Și-o ador vinurile seci. În schimb, bage numai pe vin dulce, pe d-astea, pe sânge de taur. E bun pentru femei când îl beau bărbații. Știe el ce știe. Mersi mult! Mamă, fiți atenți cum arată farfuria asta. Cu salată, cu sos frumos teriyaki, somon în crustă. Hai să vedem. Bage aici cum stă treaba. Avem și niște germeni de ridiche, niște lăstari. Noi aici pe margine avem acest orez cu unt, care este pus pe niște frunze de salată. Aici avem și sosul miso, care este un sos pe bază de soia și miere. Iar aici somonul, care este în crustă de verdețuri. Hai că de asta sunt și cel mai curios. Este făcut bine. Nu este acela, tipul acela de somon bine făcut. Ești bucătarul, știu ce face aici. Ia să vedem cum e și sosul ăsta, teriyaki. Foarte fain la sosul ăsta. Din câte observ este că e echilibrat corect. Adică nu este nici prea sărat de la soia, nici prea dulce de la cea miere. Este potrivit ca și un sos teriyaki. Crusta aceasta de verdețuri cred că este făcută din pătrunjel și miez de pâine. Hai să mai iau o chebă de aici, cum arată somonul ăsta, cât de bine arată. Ia uite. Ce pot să vă povestesc despre orez? Este al dent. Este potrivit ca gust, deci n-a mai trebuit să mai adaug acestei farfurii sare și piper. Ia să mai luăm o gură. Per total, dacă ești fier pe mâncarea asiatică și ai chef de ceva așa mai ușor, îi spune un loc, e un loc bun în care poți să iei un astfel de somon și de mai multe ori pe lună, dacă chiar ți-e poftă de ceva asiatic, după cum spuneam. Mă, ce-mi place că somonul ăsta e gătit corect. Yes. Apărăm peștele. Nu este făcut pe Josper. Mă, parcă era mai interesant, mă, bage-mă, dacă era și făcut și puțin pe Josper, să-i dea fumul ăla de la cărbuni. Hai să mă luăm o gură de vin. O să dăm verdictul. Deci, să reluăm. Orezul este gătit corect, este al dente.
somonul, de altfel este și acesta gătit corect. Crusta de la somon aceasta de verdețuri nu este chiar așa crocantă, dar având în vedere că avem sosul acesta teriyaki, care a muiat toată treaba și observăm care consistența potrivită, nu e nicio problemă. Acestui somon o să-i dau nota 10. Aș mai veni încă o dată la Whisper sau de mai multe ori pentru a încerca mai multe preparate pe Josper. Am văzut că au și niște vită bună și câteva fructe de mare, niște creveți din aia Black Tiger, așa pe Josper, cred că ar fi minunați, dar o să îi încercăm pe viitor. Cerem nota de plată, vedem cât am dat pe toată această treabă și mergem la un nou restaurant, că mai trebuie să mâncăm împreună mă tot mai multe chestii anul ăsta, că abia a început anul și o să avem multe surprize. No, hai să vedem cu când ne eliberăm buzunarul și avem așa paharul de vin alb 17 lei, somonul în crustă de verdețuri 58 de lei, iar orezul cu 16 lei, un total de 91 de lei. Prețul cam puțin cam piperat, dar având în vedere că suntem chiar în Piața Libertății, pentru centrul Timișoarei, 91 de lei de persoană. E bine cu metre, e bine. No, dragilor, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și la acest episod. Eu sunt Țâmbălarul Denis pe Instagram și Facebook. Ne găsiți degustam.ro și pe Instagram și pe Facebook, tot la fel. Vă mulțumesc foarte mult, v-am pupat, ceau!